Peste aproximativ o jumătate de oră pe stadionul oficial al clubului Astra, Marin Anastasovici, va începe partida internațională de fotbal dintre selecționata de tineret a României și cea similară a Danemarcei. Partida contează pentru campania de calificare la campionatul european Under-21 din 2017. Pentru această întâlnire, organizatorii au pus la vânzare biletele de acces începând de joi, în două locații din oraș, respectiv la casele de bilete din Piața Centrală și Bulevardul Constantin Brâncoveanul. Cei care nu au bilet, dar vor să intre pe stadion, mai pot încă procura tichete de la caseria din apropierea sălii Onsei Hardy. Chiar dacă organizatorii partidei au stabilit prețuri mici pentru biletele de acces, 5 lei pentru peluze și 10 lei pentru tribuna întâi, giurgiuvenii nu s-au arătat prea încântați de această partidă, așa că la casele de bilete a fost liniște. În preliminariile Euro 2017, România face parte din grupa 5-a, alături de Bulgaria, Țara Galilor, Danemarca, Luxemburg și Armenia. Câștigătoarea grupei se va califica direct la turneul final, iar cele mai bune 4 din 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a decide ultimele două selecționate, care vor merge la Euro 2017 în Polonia.